Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozapna. Bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie, la Zidana Ozapna. Dragii mei prieteni, astăzi am făcut ardei împluți cu brânză și cu pește. Arată foarte bine, i-am sterilizat, îi fac pentru iarnă, dar pentru ce fac eu acești ardeuți, dragii mei prieteni, sunt foarte gustoși, dar în afară de asta, pentru un imperativ, foarte gustos, minunat pentru sărbători. Ia uitați-vă cât de frumos de ce îi arată. Ia uitați-vă cât de minunat. Deci este un aperitiv într-adevăr minunat. Eu îi folosesc foarte mult la sărbători. Eu folosesc foarte mult la când îmi vine prietenii și chiar rămâne așa pentru iarnă. Da? Poți să faci fără pește, poți să faci numai cu brânză. Dar la mine, când vine cineva în casă, acest aperitiv e pe primul loc, dragii mei prieteni, foarte gustos. Nu vă închipuiți cât e de gustos. Miroase bine, miroase frumos. Ia uitați-vă, minunat. Minunat. Așa ardeuți se vând și prin magazine, în diferite magazine, chiar cu oțet, dar eu le fac așa, după placul meu, ca de fiecare dată. Îmi fac 7-6 borcanele, le pun, le păstrez la rece și le șed foarte bine chiar și un an de zile, doi. Foarte gustos. Măcar încerc o dată să vedeți ce minunății de ce am eu aici și fac. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, cu mare drag, am toată rețeta pas cu pas, vă arăt cum e această minunăție și foarte gustos. Dragii mei prieteni, deci eu am revenit la rețetă. Și am nevoie eu în primul și în primul rând brânză. Așa, brânză, dar eu am făcut brânză singurică din lapte de comerț. Deci este făcută de mine. Uitați-vă și brânză frumoasă. Deci fac eu. Este video pe canalul meu de YouTube. Eu am spus și în brânzica mea, dragii mei, pe ton. Voi alegeți ton care voi vreți, da? Deci eu am primit cadou tonul de la niște prieteni care i-am ajutat foarte mult. Petrica, Veronica, dacă mă priviți, vă transmit sănătate. Deci ton în ulei, dar fără ulei. Deci vom trebuia să scurgem ulei. Oreganul la fel este făcut de mine. L-am făcut cu usturoi uscat, cu ardei. Eu iubesc foarte mult oreganul. Sare, mărar și usturoi, ca noi întâi să facem pasta. Deci hai întâi să fac pasta ca ea puțin să stăim, da? Și apoi ne apucăm de ardeluș. Eu ardelușul i-am ales așa micuț. Ia uitați-vă cât de jițelul meu. Deci ardeluș cât mai mici, cu cât mai bun. Deci peste brânza mea eu adaug oreganul după gust, cât vrei tu, da? Eu adaug mult, fiindcă mie îmi place mult, da? Sare, dragii mei prieteni, numai nu mult ca să fie să arată. Așa. Deci eu am scurs uleiul de la ton. Dacă să eu la drept la noi tonul să mănânc foarte bine. Așa voi puteți faceți în cantitate, deci mai mică. Pun tot tonul meu. Așa, tot, pas cu pas. Eu am aici deci câteva ierburi aromatice, deci dacă voi le vreți, da? Așa. Dau într-o parte, deci brânza mea. Am spun mărar, deci eu ne-am strâns mărarul și mai trebuie să-l pun la înghețat, deci îl tochez foarte bine cu un cuțit. Am spălat numai cu apă rece. Deci un mărunchi, așa cum îi spun eu. O tai bine. Așa și îl pun și, deci, mărarul peste brânza mea. Numai decât mărar. Dacă tu vrei și cimbru, îi pui și cimbru. Pisăm usturoi, dragii mei prieteni. Așa, câți căței, undeva vreau 4 căței de usturoi. Așa.
Usturoiul are o combinație foarte bună cu brânză și cu pește. Așa. Și usturoiul, deci, este gata. Dacă voi mai doriți cu mare drag, deci, mai puneți. Asta e alegerea voastră. Așa. Deci, amestecăm foarte bine absolut toată pasta noastră de brânză și de pește. Dar eu am să adaug undeva la pastă, cam 50 ml de ulei de măsăline. 4 linguri, numai nu mult, da? Așa, deci amestec bine. Dragii mei prieteni, între ele să mai cimbru, să mai pun și puțin cimbru, așa, mărunt, nu mășcat, numai nu mult, da, fiindcă să mai punem și un borcanel. A fiindcă cimbru, măraru, pătrunjolile sunt ierburi aromatice, ele sunt foarte bune pentru sănătate. Așa. Și deci amestecăm foarte bine totul. Da? Cu linguri mari. Imediat facem, deci, o pastă. Și aici mă întreb. Zidana se poate de amestecat cu blenderul? Da. Pasta noastră trebuie de amestecat cu blenderul ca să fie, deci, o pastă. Cum vrei tu? Chiar dacă nu ai blender, poți o dai prin mașina de carne. Dar eu am blender și o dau pe blender. Așa, deci eu am să pun aici, să fac ca pe o pastă toată. Pas cu pas și vă arăt finalul, deci, la pastă. Foarte gustoasă, credeți-mă, foarte bun. Dragii mei prieteni, uitați-vă și pastă, deci bună, deci am primit eu. O pastă minunată, chiar poți să faci și tartine, să pui pe tartine. Foarte, foarte bine. Deci o dăm într-o parte și ne apucăm de chipărușii noștri sau de ardelușii noștri. Dragii mei prieteni, după ce pasta este gata, ne-am pus o cratiță cu apă, am aici ardelușii, eu i-am curățit așa foarte bine, dar eu totuși am să le scot codița, numai decât că nu se împlă cu deci pastă de brânză și pește. Deci, pentru 4 minute eu îi opăresc. La apșoară eu pun puțină sare, numai să nu fie sărat tare, da? Și așteptăm apa să fiarbă. Dragii mei prieteni, peste apă cu sare eu adaug 100 de ml de oțet de 9% și aștept apa să rădice, deci la fiert, să înfoaie la fiert. Dragii mei prieteni, și apșoara a început, deci, să fiarbă și eu ne-adac, deci, ardeuții mei pentru 4 minute, numai nu mult, da? Așa, e să mă întrezi, Dana, se poate diferite culori, da, se poate diferite culori care tu iubești ardești, care mai mărunt, da, se poate ești mai mășcat, dar credeți-mă că mai mărunt încă este mai gustos, iau eu și așa, vedeți, eu și mărunței, da, dar nu mai am așa, deci sunt puțin chei, așa? Deci îi pun pe 4 minute, deci l-au opărit numai decât. Dragii mei prieteni, după și s-au opărit, eu am pus așa un vas cu apă rece și îi pun pe dânși pe toți în apă rece. Atent, încă o dată vreau să menționez, ca să fie molcuț ea, vedeți? Molcuț. Așa nu trebuie să fie foarte tare, deci moi, da? Puțin, 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 nu mai mult de 4 minute. Așa îi pun pe toți în apă rece, când apă rece îi se întăresc, să știți, da? Oțet și cu apă rece. Așa, deci eu îmi opăresc toți ardeușii mei. Ia câtă-i-s. Dragii mei prieteni, deci ardeușii mei sunt opăriți, uitați-vă și molcuți. Așa. Eu am aici pasta și deci am început să umplu toți ardei. Am borcanele, deci am cimbru, mărar, pătrunjel și deci eu ne umplu toți ardeușii mei. Ia uitați-vă cât de frumos și deci e arat. Așa, frumos, curat. Ia uitați-vă. Așa, deci mai întâi umplu toți ardeușii mei. Deci eu un ardeluș, așa l-am scurs foarte bine ca să nu aibă nimic apă, oțet. Și eu îmi iau pasta de brânză, așa, și în felul următor, dar apes bine, 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 curat,
Așa. Și îi pun deoparte. Deci așa fac toți hardelușii mei. Umplu tot. Apoi ca noi să-i punem la borcanel. Am borcanalele deja spalate foarte bine, sterilizate. Le punem cu cimbru, ulei de masline și am să le sterilizez 30 de minute, ca ele să păstreze pe mai mult timp. Ia uitați-vă cât de frumos! Dragii mei prieteni, uitați-vă ce am eu aici. Deci, la un borcanel, am borcanul aici, pun pătrunjel, numai decât, așa, 2-3 măslini și ardeuții mei. Ia uitați-vă și de frumos, așa, îi pun într-așa fel, că eu sunt toate borcanele, ia uitați-vă, da? Sunt foarte, foarte frumoși, așa, eu și bine să aranjează, deci, în borcanelul meu. Așa, frumos, frumos. Ia uitați, mai pun câteva măslinioare. Asta este foarte important. Și în felul următor. Ia uitați. Și ce fac în felul următor, dragii mei prieteni? Apoi le împlu cu ulei. Așa, tu alegi care ulei. Eu am să împlu cu ulei din măsline. Tu pui de care vrei, poți pui și ulei din floarea soarelui. Dragii mei prieteni, deci și eu la urmă, deci voi turna ulei de măsline. Foarte corect. Sau ulei de floarea soarelui. Cum vreți voi în toate borcanele. Așa. Așa. Ia uitați-vă și frumusețe. Încet, atent. Deci le pun cu ulei de măslini. Corect. Frumos. Le pun capacul foarte bine și le pun la sterilizat. Închid foarte bine capacul, dar foarte, foarte bine. Și pun la sterilizat tot. Acum vă arăt. Dragii mei prieteni, și ne-am pus o cratiță, un prosop și am pus, deci, borcanele mele l-a sterilizat pentru 30 de minute. Ia uitați-vă, da? După 30 de minute le închid foarte bine, dar foarte bine. Le las să răcească și le pun, deci, în beciul meu și poate fi chiar și un an de zile. O, și frumos arată, foarte frumos. Așa. Hai, lăsăm scoac, sterilizez mai bine spus. Și deci asta este toată rețeta mea. Dragii mei prieteni, și acesta este finalul. Ia uitați-vă și final frumos, deci am eu. Așa primesc ardeuții mei îmbrăcați în brânză și cu pește. Poftă bună, eu îi păstrez, deci, în bordei sau în beci și maseline absolut tot mănânc și am pus eu aici, da? Absolut tot. Ia uitați-vă cât de frumos, deci, era.